Un irachian căutat de 2 zile de poliția suedeză pentru că era suspectat că ar intenționa să comită un atentat în Suedia a fost arestat joi 19 noiembrie. Acesta a fost arestat în timpul unei percheziții la Boliden, oraș din nord-estul Suediei. Fiind vizat de un mandat de arestare pentru pregătirea de acte teroriste, acesta urma să fie audiat joi seară, potrivit unui comunicat al Serviciului Suedez de Informații Interne și Contraterorism. De altfel, se estimează că circa 300 de persoane au plecat din Suedia către Siria și Irak pentru a se alătura grupării jihadiste Statul Islamic, dintre care 120 au revenit pe teritoriul suedez. Actualmente, guvernul suedez efectuează un proiect de lege cu privire la interzicerea participării și a finanțării călătoriilor în vederea comiterii de acte teroriste.